la imobilul de pe Bulevardul Iuliu Maniu 54, unde este proprietar Autotim S.A., aleile pietonale și peroanele de pe care se îmbarcă oamenii în autobuse arată groaznic. Orice mașină care trece prin curte ridică nori de praf. Oamenii de la poliția locală au constatat neîntreținerea corespunzătoare a proprietății. Există HCL-uri din 2007, 2009 și chiar 2013 care obligau pe proprietari să facă ceea ce trebuie făcut pentru ca imobilul să arate, autogara să arate decent. Sunt geamuri sparte. Geamurile acestea n-au mai văzut, pe cineva dornic să le întrețină de foarte, foarte multă vreme. Lăsând la o parte că există și ochiuri de geam lipsă. Autogara aparține firmei. Deci este proprietatea Autotim? Autotim. Și adresa da. Este... Și s-a dispus printr-o somație ca în termen de 5 zile lucrătoare societatea să ia măsurile necesare pentru spălarea geamurilor, a vitrinelor, înlocuirea părților lipsă, vopsirea părții metalice și a ceea ce mai vedem noi pe aici, stâlpii aceștia. Și de asemenea, în perspectiva imediat următoare, să treacă la betonarea și asfaltarea zonelor aflate în stare de paragină. 5 zile lucrătoare de când au fost ei alaltăieri acolo. De ieri. De alaltăieri.